Sara, fii sincer. Uite că e maică-ta aici. Ce te-am rugat eu ultima oară când te-am dus la școală? Când eram în mașină în legătură cu tatăl tău. Ce te-am rugat eu? Nu știu. Să-l? Ce ți-am zis eu? Ți-am zis, Sara, indiferent. Nu știu pe tatăl tău. Dar te-ai tu pe unde stai, mă? Da. A, nu e plecat? Am rugat-o pe Sara, eram, o duceam dimineața. Asta și-a zis, mă, Sara, mi-ai purit cu taică? Tu nu. Zic, te rog eu frumos, sună-l și tu pe taică. Și întreabă tata, ce faci? Ești bine? Ce ți-am zis eu în mașină? Fii sincer. Cum ți-am zis eu să-i zici cu tatăl tău? Dar nu mai știu, știu cum e să-l sun. Tata, ce faci? Ești bine? Te-am sunat să văd ce faci, dacă ești bine și ce mi-ai făcut. Dar și că mi-e dor de tine, nu vreau nimic, nu trebuie nimic, doar am vrut să văd ce faci. Ai făcut și lucruri? Ce ai mai vorbit cu el? Da. Și cum ești? Atât. Cum se simte cu COVID? A avut COVID de mult. Păi și cum se simte? De unde să știu eu? Păi nu e tatăl tău? E trecut. Ah, e ok. Câinele? Mare pe ăla, cum cheamă pe câine? Sechele. Sechele. Și unde e Sechele? La gagica lui. Și el stă singur acum? Da, nu mai intra în amănunte. Da, dar vorbim și cu Sara. Sara nu știe. Cum să nu știe? Păi, nu știe. Poate pentru tine nu știe, dar pentru mine știe. Nu știu. A, că e mai cât aici. Azi când știu cum plec. Dar și ce mă interesează pe mine? Adică de dacă singur sau nu. Sara e problema mea. Sara știe tot. Și ce a zis, taică, tu când ai să mă întreabă? Ea mă, când mergea la taxi, mâncam la noaptea. La 10-11 noaptea o sună pe Sara. Sara, unde ești? O scătea în sunt la terasă. Unirii, la terasă să mănânce. La 11 noaptea mânca. Eu... Ieșeam cu Maria în Unirii. Da? La 11 noaptea, Sara. Da, și mâncam salată. Ai, bă, Sara... Păi vă scotea la masă, vă trezeați la 4 și vă scotea să mâncați mică dejun la 11 seara. Vrei să-ți arăt că am și mâncat salată? Vreau să văd fapte. Hai. Nu mă interesează. Păi, săriuța mea, dacă te trezeai la 4, la taică-tu... Păi Maria era de vin, nu era ea, că ea spunea, Maria îi spunea la 4? Nu, că mâncați micul dejun la ora 11 seara. Ia, Sara, ia să văd. Bune, sau prânzul. Și vă culcați la 5 dimineața? Bă, Sara, a, dar cine te sună atât? Hai să vedem, ia întoarce acolo, să vedem dacă e... Eu vreau să-mi văd pe Sara. Cine asta, Maria? Da. Ia dă un pic. Nu, ia. Păi nu, acolo. Și pe Sara unde e? Păi poate nu ești tu. Ia păi eu făceam aia. Dar și ce frumos din asta de photoshopare. Adică păi, alungea gâtul. Oh. Nu e adevărat. Ba da. Nu, așa are Maria. Contouring-ul? Da, la față, serios. Nu există așa ceva. Este un program de... Cum îi zice? Hai bă, Sara, fii serioasă că nu e. Păi n-ai cum. Are... Că nu e program, e doar filtru de... E filtru! E filtru de profile. Păi așa spune, bă, Sara. Îl cunosc și eu filtrul ăla de profile. Care face linia aia pe lateral. Ia ce... Da, stai, ce ai mai mâncat? Ia să văd. Uite, dă-mi-l pe ăla. Uite, hamburger. Uite. Uite ce mănâncă Sara. L-a șters! L-a șters! L-a șters! Ce era cu tine? Eu nu eram la Timișoara noaptea. Și cu mine n-ai? Nu era, Timișoara era... Am înțeles. Și cu mine n-ai? Uite și un story, am un story de la Timișoara. Ia. De când mâncam, doar ăsta. Și după unde mâncam? Ai mâncat o singură dată la Timișoara? La terasă, da. Nu, dar atunci la seara mă sunai când la terasă. Te sunam un și că nu-ți mai plăcea că te ducea... Nu-ți plăcea că te ducea la libanez și ție nu-ți place la libanez și ai mâncat doar brânză de aia, halumi și nu știu ce și că ție îți place dincolo, la terasa aia, la altă, care e mai scumpă. Așa mă, Sara? Asta îmi ziceai în fiecare seară. Deci ce program avem asta, Sara? Spune-mi, las-o pe maică ta, că maică ta e cu alei. Eu te duc cu mașină. Unde vrei să te duci? Niciunde. Astăzi? Mhm. Păi zici că vrei... A, dar asta e caz, nu te duci, că ai treabă. Ai întâlnire cu prietena ta. Vine cineva la ea acasă, mi-a zis. Aaaa, s-o cunoaștem și noi? E un băiat. Doza nu mi-ai zis. Vine să facă temele, cică. Aaaa, bă, Sara, și mie de ce nu mi-ai zis? La ce oră vine acum, nu? La cât timp? Nu știu. Păi, să nu știi la ce oră? De-aia e băiatul la poartă, de-aia sună de tot. Da. Bă, Sara, nu ține că e frig afară. Că fix eu am sunat. El a sunat? Nu. Ia să vedem. M-a sunat o fată, nici pe mine m-a sunat, m-a sunat-o pe prietena mea, Maria. Acum, și de ce a sunat la tine? Că am făcut. Aoleu, te sună pe Instagram. Care Maria? Fata aia pitică care vine cu el la casel? Nu, aia Alexandra.
Mai Maria e Verișoara, nu? Nu. Nu, no, aia de a venit aici când a fost la ea și m-a adus tata aici. Aaa, fata aia cu pantaloni scurți? Da. Aoleu, era așa de prins și i-am venit o fata cu pantaloni scurți. Erau minus 10 grade și ploua. Și când văd că vine Sara cu o fată? Zic de aia, mă uit la ea, zic bună seara. Aoleu, dar ție nu ți-e frig. Deci avea o preche de pantaloni atât de rău. Scurți. Și zic eu, mi-a rău și ne zic. Erau de pijama. Da, și zic, hai du-te Sara să vadă camera ta. Și i-am zis să urce sus. Că... A venit să fac o cunoștință cu ea, zic, vai, dar ție, nu ți se frică așa? Zic, băi, până că m-a adus... Ești de acasă. De unde vii? Da, de mașină, m-a adus tata. Păi bun, Sara, așa poate lume. Și erau 10... Păi minus 10 grade, Sara. Da, în fine. Era tot așa, micuță ca Sara. La vârstă, la fel ca Sara, dar era, parcă era mai mare ca tine. 1,80 ceva. Nu, era mai mică. Daria, Daria, da. Chiar dacă colegele ei au 42 la picior, 43 la picior, Sara mea are mărimea mea, 38. Așa că îmi ia nu numai încălțările, cred că în curând o să-mi ia și tocurile, pantofii cu toc, adică îmi ia toate gecile, îmi ia pantaloni. Chiar acum avea pe ea o pereche de pantaloni care de fapt erau ai mei. Dacă stau să mă gândesc că nu am nicio pereche de Eger. Toți pantalonii stretch mi-a luat Sara. De bluze nu mai vorbim. Mai nou, acum ia și de la Florin. Are poprietenă Daria. Ea ca un suflet e ok, dar e foarte dezvoltată. A venit o dată la castel și m-a speriat. Eram o dată... Odată i-ai luat atâta și te-ai crezut că sunt ai tăi. Deci nu exagerez. Cât are Patricia la picior? Nu Patricia, Daria. Daria cât are la picior? Păi, și Florin săracu a crezut că s-o adică și lui. Zic, băi, ce? Eu l-am certat, zic, băi, nesimțitule, de ce îți lași toate încălțările astea? Zic, băi, tu mai bine că sunt adică și mei. Deci nu mă exagerez, așa adică. Avea piciorul mai jos. Cât are Daria? 15. Din 15 și atâta picior. Cât al lui Florin? Cât al meu. Și eu l-am certat pe Florin. Că și-a lăsat încălțările jos. Și eu nu respect când vine la castel? Nu vă dau suc și vă dau de toate? Și vă dau și mâncare? Păi, nu vă bag acolo. A venit odată Sara. Dar toate prietenele lui Sara cresc pe picior mare. Mă las, Sara, mi-e crește piciorul și mi-a tot timpul încălțările. Da. Poți să vă zic încălțările Patricia mele? Are, toate sunt la Sara sus. Patricia are 43. A mare o prietenă? Deci acum care am început să-mi excomunice și Adidas și ea. Cât are? 14 ani, nu? 13. Patricia are 13? Și are 14. Și hainele. Eu îmi dau seama așa că Sara mi-a luat hainele când văd postările ei de pe contul fals pe care l-am făcut. Poți să văd și eu postările lui Sara, secrete. Numai în Fendi? Și numai, se îmbracă numai cu hainele mele. Vezi că nu, și am știut și mei. Poza aia. Și cizmele mele. Ce cizmele tale? Am știut poza aia cu Fendi. Hai să vă spun ce s-a întâmplat toată la castel. O sunt pe Sara, tot așa, aveam nevoie de ea, tot așa întârzia fata de la... De la copii, nu știu ce s-a întâmplat, n-a putut să vină în ziua aia. Și o sunt pe Sara, era în Sara, am nevoie de tine urgent. Fii atent, vin cu o condiție, mai sunt cu cineva. Zic, bine Sara, că era foarte mulți copii, eu în gândul meu, mamă, Doamne așa. Dar nu ai dat din casă tot. Nu, îi spun și vreau să spun că m-a speriat eu. Nu te speria. Ba da, m-a speriat de ce copii. Și vine Sara mea. Sunt domnișoare. Nu, erau și băieți când am venit atunci. Ai venit cu frate 4. I-am luat pe toți și erau... Nu erau 3-4, da? Erau 2. Era fata Maria de a veni cu pantalonii asta și un băiat Vlad. Și parcă mai era o fată. Nu. Am mai venit odată că erau mulți. Când i-am băgat pe acolo, prin spate. Nu acum, mai de mult. Nu știu, eram... Asta vară. Asta vară. Primăvară. Și iau pe Sara mea. Eram cu... Odată am venit cu Daria și cu fata a doua. Și mai era și un băg. Că erau mulți, că i-am pus eu acolo să facă și curățenie, da, și stăteau așa. Da, acum o săptămână mi-a venit Sara. Doar a trecut pe acolo, cu un băiat și cu o fată. Deci gândește-te cum băiași cu o fată. Cumva zic, eu munceam, am gândit. Seara! Mamă, am venit doar să zic, dacă pot să mă duc cu cineva acasă cu ei. Adică, bă, tu de față cu ei mă întreb pe mine și eu să zic, nu. Dar sunt buni! Cum ar fi fost să zic nu? Păi, trebuie să bătaie, am vrut să-ți dau de nevi. La mine, uite ce păcii. Ai pus în fața faptului împlinit, adică cu ăia doi în spate, eu nu am văzut în viața mea. Și vii, mama, ei sunt prietenii mei buni, pot să merg pe ei acasă. Am să întreb, dacă e în spate, bine, și eu dacă zic nu, ce o să zică ei? Uite ce mamă mare are Sara, serios, ce mamă mare are Sara, o bune. Eu știu ce mă gândesc, oare nu poate să ne primească un consilier de ăsta de familie și cu Sara? Să mergem noi doi și cu Sara să vorbim un pic? Poate ne apropiem și de Sara? Poate să te apropii tu, nu eu, că eu cu Sara avem altă relație. Păi tu... da, deci... Deci tu dacă îmi zici mie despre Sara, ești sifon. Deci, până la urmă, eu ce câștig pe faptul că te-ai apropiat de Sara?
Că dacă stai puțin, spune eu ție secretele noastre. Păi da, secretele secrete și dacă s-ar face prostii și tu știi și nu spui ca să nu fii sifon. Până la prostii, dacă e vorba de prostii, atunci mă sună pe mine. Nu ajunge până la prostii. Când e vorba de o întâlnire să iasă cu o fată, cu un băiat să iasă la un suc, i-am spus Zara. Pe bune, eu munceam acolo și mi-a dus cu aia doi. Au, și mă întreba pe mine, pot să mă duc eu acasă? Păi eu și ce era să zic? Că dacă ziceam nu... Ar mai ies-o de 3 ore, am înțeles. Mama era rea. Deci nu mă mai pune așa în fața faptului împlinit. Sună-mă, fă poză cu ei, dăm buletinul lor. Băi, nu ți-a luat niciodată buletinul. Tot timpul, Sara îmi spune, Florin, când mergeți să vă buletinul? Păi zic, mă, Sara, dacă tu ești la școală, la buletin e de la 11 la 1. Tot timpul termin după. Trebuie să, i-am zis, să nu mă audem asta. Trebuie să chiulești de la școală ca să te duc. Altfel n-am cum. Dar mulțumim lui Dumnezeu, astăzi orele am înțeles că sunt online. Nu este. Și eram la masă, discutam cu Brigitte de Halloween, de nu știu ce, și zic, mă, băi, Sara, dar tu buletinul când îl iei? Când auzi Brigitte, stai, s-a uitat la ceas, hai repede, hai fuga, hai să luăm repede buletinul, că acum am, cât avem ocazia. După aia închide.